Am apărut trailerul de la Comic-Con! Vouă nu vi se pare ciudat că Aquaman este regizat de James Wan, care a făcut în principal horroruri până acum, mă rog, și un Fast and Furious, iar Shazam este regizat tot de un tip care a făcut horroruri, Annabelle Creation, Lights Out, e un complot? Bun, deci am fost bombardat cu cereri să vorbesc despre trailerele noi care au apărut la San Diego Comic-Con. Cum ajungem și noi la San Diego Comic-Con? Așa că hai să facem exact lucrul ăsta, să vorbim despre ele. Hai să facem un top, adică eu fac topul meu în funcție de cum mi-au plăcut mie, în ordine crescătoare. Par un pic excitat, adică excited în engleză, e o greșeală comună. În general nu prea fac filmulețe despre trailere, dar dacă am avut atât de multe cereri deodată, așa se întâmplă măcar acum în weekendul cu Comic-Con-ul, e o ocazie perfectă. Așa că hai să începem cu locul 5, cred, Fantastic Beasts 2. De ce este pe ultimul loc? Pentru că, deși sunt un mare fan al universului, lumii, Harry Potter, tot ce ține de Harry Potter, filmele le-am văzut după ce am citit cărțile și nu e niciodată un lucru bun. Filmele Harry Potter au fost, în viziunea mea, mult mai slabe decât cărțile. Probabil 99% din populație crede același lucru. Mi-au plăcut primele două, poate trei filme și ultimul. În rest sunt ok, au fost ok, unele nu chiar așa de ok. Dar, mă rog, vorbesc acum despre părerea mea și impresia și impactul pe care l-au lăsat filmele în momentul în care au apărut la cinema. Adică primele două le-am văzut când eram de aceeași vârstă cu actorii, deci aveam 12 ani, 13 ani și tot așa în continuare. Poate dacă le-aș revedea ca lumea acum în momentul de față, mi-aș schimba un pic ordinea, mi-aș schimba un pic părerea. Ideea e că m-au dezamăgit față de cărți. Primele care mi-au rămas, că ar fi bune, sunt primele două, poate al treilea și ultimul de tot. Și acum trecând la Fantastic Beasts, pentru primul am recenzia ei pe canal, puteți să vă uitați la ea pentru mai multe detalii, dar nu m-a dat pe spate, avea un potențial mult mai mare. Când am auzit de universul Harry Potter din nou, ba chiar un prequel, eram, da, foarte entuziasmat, normal, la fel cum sunt entuziasmat și acum pentru partea a doua, doar că din cauza că primul nu prea m-a dat pe spate. Al doilea, când mă uit la trailer mai mult, văd posibilele defecte sau posibilele direcții care nu o să-mi placă foarte mult, deși arată mult mai bine, mult mai mult potențial decât primul. Hai să vedem. Abia aștept să-l văd pe Dumbledore tânăr. Asta e tot ce cer. Faceți-l pe Dumbledore tânăr șmecher. Bineînțeles, Johnny Depp joacă un tip mai ciudat. Ce-i nou acolo? Sper să nu fie un ciudat din ăla exagerat. Trecem la locul 4 și anume Shazam! Worth a shot. Shazam este noul film marca DC și are loc în universul DC, DCEU, după cum se vede și din trailer. Se pare că au învățat ceva de la Marvel, doar că sper că nu au luat ce nu trebuie de la Marvel în sensul de umor, nicio substanță, umor, s-a terminat filmul. Acum nu zic că toate filmele de la Marvel sunt așa, nu, am făcut doar o exagerare a părților negative ale filmelor de la Marvel, foarte, foarte light și foarte puțină substanță, foarte puțin impact emoțional, foarte puțin să te facă să plângi, să-ți pese foarte mult. Unele, da, unele sunt super, Winter Soldier, Infinity War, sau culmea în partea cealaltă, Thor Ragnarok, care a fost comedie-acțiune, dar foarte bună, foarte bun pentru ce au vrut să facă. Ok, prefer mai dark în loc de mai light, am mai zis chestia asta, dar asta nu înseamnă că nu poți să faci jumătate-jumătate, să ai ceva cu care ai potențial să faci lumea să plângă, să faci lumea să simtă, să aibă un impact, să ai o bază foarte bună, dar între timp, din când în când, poți să presari umor unde e cazul, unde ai posibilitatea. De ce e așa grea chestia asta? Așa, deci, Shazam. Cum arată Shazam? Arată că DC a înțeles în sfârșit unde merge umor, unde ai posibilitatea să te joci cu umorul. Acum sper încă o dată să nu fie doar umor și acțiune. Ok, dacă doar pe asta merg, fă-l ok, deși încă o dată prefer mai dark. Poți să bagi ceva mai dark. Ai loc și chiar și cu subiectul ăsta. Ai loc, orfelinat, părinți, tot timpul faza cu părinții are potențial. Dar dacă vorbim doar de trailer, da, arată ok, sper să meargă pe un Thor Ragnarok, spre direcția respectivă, arată ok, arată funny, mi-a plăcut, îmi place și trailerul cum e construit și muzica, totul. Da, e o greșeală când ies ei din magazin, are o cutie de bere în mână și imediat în secunda următoare sunt tot în fața magazinului ca și cum au mers doar încă un metru și au în mână sucuri și chipsuri și nu știu ce. Sigur în film o să aibă sens, dar asta e
în trailer. Îmi place de actorul principal care îl joacă pe Shazam, Zachary Levi. Mi se pare că are potențial să devină următoarea surpriză. E, pare amuzant, pare foarte potrivit în rol. Da, tot cred același lucru pe care le crede tot internetul, că The Rock, Dwayne Johnson ar fi fost o potrivire perfectă pentru Shazam. Îl joacă pe Black Adam, dacă mai ajungem la Black Adam, dacă Shazam e bun. E, dacă Shazam nu este filmul pe care l-a așteptat DC să-l propulseze măcar la jumate de unde e Marvel acum, măcar să fie bun și atât, măcar să fie Wonder Woman, e ok să ajungă la nivelul Wonder Woman, dar Doamne ajută să fie mai mult, atunci să zicem că dacă nu ăla e următorul, poate este Aquaman. Pe locul 3 vorbim despre Aquaman, la care nu, eu nu mă mai aștept la nimic de la universul DC, din păcate, dar încă un trailer care arată bine de la... ciudat. DC. Am încredere în James Wan, sper să nu mai intre studioul și producătorii și toată lumea de la DC cum se pare că s-a întâmplat până acum cu Justice League și Batman v Superman. Sper să îi lase să facă viziunea fiecărui regizor sau scenarist sau amândoi, să-și facă viziunea lor. Nu mai intrați cu tot felul de cereri și nu știu ce, nu vedeți ce se întâmplă? Nu vedeți unde a ajuns DC? Îmi place de Jason Momoa, îmi place cum l-au făcut pe Aquaman să arate. Da, știu, fetelor, da. Dar știați că l-am atins? Ne sunăm din când în când. Yeah, suntem foarte buni prieteni. Doar că, bineînțeles, în Justice League n-a fost deloc dezvoltat, vai de capul meu. A fost oarecum, mi s-a părut doar mie, a fost făcut un pic redneck, un pic texan. Yeah, what the fuck? Just like a bat. I dig it. Dar după trailer, e posibil să primim filmul pe care îl meritam și care trebuia să iasă înainte de Justice League. Dar, mă rog, Doamne ajută măcar să iasă acum și să fie ok. Îmi place că au mers pe povestea din comic books-uri și din desene cu Orm, fratele vitreg al lui Jason Momoa, lui Aquaman, care vrea să declare război surface dwellers, adică oamenilor de pe uscat. Oh my god, apare și Black Manta. Ok, da, abia aștept, îmi place chestia asta, wow, etc. Doar că nu vreau să fie iar un Justice League sau un film tipic DC în care aruncă tot ce au într-un singur film. Și da, și asta apare încă un film din universul DC care este mai light decât ce am primit până acum. Sper că știu ce fac. Și în plus, în plus, da, au fost câteva scene destul de impresionante cu bărcile sus și toate creaturile care se duceau, cred că după Mira și Aquaman, în jos îi urmăreau, plus scena de la final cu creaturile acvatice care se bat, probabil Orm versus sau ceva creaturi pe care le-a dezlănțuit Orm. Și am ajuns la trailerul de pe locul 2 și anume Long Live the King. Godzilla, King of the Monsters. Este al treilea film în alt univers cinematografic al monștrilor uriași. Primul a fost primul Godzilla, parcă din 2014, adică mă rog, remake-ul Godzilla din 2014. Apoi Kong Skull Island, care singurul lucru bun al filmului ăla a fost Kong și cum arăta și efectele. Dar asta nu înseamnă că nu sunt incredibil de entuziasmat că o să apară în 2020 Godzilla, Kong versus Godzilla. Holy freaking God! Și unul din factorii majori care construiesc acest entuziasm, aceste așteptări pentru 2020, este cum arată trailerul la Godzilla King of Monsters. Deci doar faptul de câți monștri uriași o să fie în acest film e wow, mai ales că sunt inamicii numărul 1 ai lui Godzilla, Mothra, Ghidorah, cred că se cheamă. Trailerul a fost fucking epic. Adică scena când arată pe Godzilla abia mergând sau abia ieșită din apă cu 1000 de avioane mergând în aceeași direcție, gen charging, eram un trailer la fel de epic pe cât de epic arată acțiunea în film și pe cât de epic este Godzilla. Epic. Și o să fie și fetița care a jucat-o pe Eleven în Stranger Things.
Un plus. La fel cum în Shazam, prietenul lui este unul din copiii din IT de anul trecut, unul din Losers Club, tipul cu probleme de sănătate care erau de fapt în capul lui. Și așa ajungem. Parcă arăt ca unul din filmul ăla Truth or Dare. Cine a văzut Truth or Dare? Jesus. Ideea e că așa ajungem la locul 1. Și anume, first name Mr., last name Glass. Atenție, spoilere pentru cine nu a văzut Split. Pentru că trebuie să vorbesc despre chestia asta. Nu, asta e. Cine n-a văzut Split, îmi pare rău. Nu vă mai uitați dacă e în continuare. You have been warned. Deci, Split se pare că a fost sequel pentru Unbreakable. 18 ani, cred că sunt. Incredibil. Când am văzut scena la sfârșit, este recenzie la Split pe canal, fără spoilere. Când am văzut la sfârșit în cinema că apare David Dunn, Bruce Willis, și spune că da, a existat un tip care îl chema, cum îl chema pe tipul ăla care a făcut tot felul de dezastre? Mr. Glass. Oh! Mi-imaginez că în America, în momentul ăla, la sfârșitul lui Split, toată sala a fost ceva de genul. Regele twisturilor is back! M. Night Shyamalan a fost back când a făcut Split. Ne-a rupt după o absență de filme de căcat. Ne-a rupt absolut cu sfârșitul ăsta de la Split, care lega aceste două filme și a creat un univers în care avem partea a treia acum cu Glass. Se pare și sper că și-a revenit de tot după The Visit și acum Split, care încă o dată recenzia e pe canal, mi-a plăcut destul de mult, deci potențialul e foarte mare pentru Glass, trailerul arată foarte bine pentru Glass, mi s-a făcut pielea de găină când Samuel L. Jackson care e faza cu scena în care tipa din American Horror Story, Sarah Paulson, vorbește cu ei, dar și ei trei stau în aceeași cameră, au fost prinși și stau așa liniștiți acolo la psihiatrie, what the fuck? Dar interesant oricum, mi-a plăcut, nu contează, mai ales îmi place cum începe, vă credeți supereroi, vă credeți super villains și Samuel L. Jackson, fiind ultimul prezentat, zâmbește și zice And yet, it is true. Wow, deci cine nu, cui nu i-a venit să se ridice de pe scaun în momentul ăla, nu este un fan al Unbreakable și Split și potențialul care poate să fie. Sper ca M. Night Shyamalan să înțeleagă timpurile în care trăim și anume foarte multe filme cu supereroi care au fost și sunt și urmează, ar trebui să schimbe un pic scenariul, să se folosească de chestia asta și să meargă tot pe ruta din Unbreakable, mai realist, chiar și din Split. Deci totul pare destul de realist. E într-o lume, într-un univers în care supereroii există doar în comic books-uri. Foarte interesantă chestia asta, deci cum ar evolua dacă ar exista, dar nu în sensul de Marvel, DC, nu știu ce. Cum ar fi în lumea reală? Trebuie să exploreze mult mai bine și Doamne ajută să nu îi se urce la cap și să facă un scenariu cum cred că e în stare să facă foarte bine. Adică să nu meargă pe ruta explozii, bătăi, trecut prin ziduri, etc, bam, Superman, Hulk, chestii. Da, să aibă acțiune, să aibă o chestie de genul ăsta, să fie un clash între erou și villain și Glass să fie un fel de Joker antagonist pentru David Dunn, dar mai realist, mai dark, mai contained, mai less is more. Oricum, abia aștept filmul ăsta, toate filmele le-aș aștepta despre care abia am vorbit, pentru că trailerele arată super, dar realitatea cu trailerele o știe toată lumea. Mai ales când vorbim de DC, doar că într-adevăr, astea toate cele 5 trailere sunt genul ăla de trailere în care nu pot să-mi dau seama dacă o să meargă în direcția aia sau în cealaltă. Sunt unele trailere în care îți dai seama, da, sunt șanse peste jumătate, peste 50% să fie prost sau arată că ar putea să fie bun. Acum vreau să știu care a fost preferatul vostru, faceți un top la fel ca mine în comment section sau pur și simplu spuneți care pe care abia l-așteptați. Alte întrebări, chestii, vă rog, vorbim în comment section, haideți să dezbatem. Mulțumesc că ați stat până la sfârșit, aveți ocazia de a mă vedea, cum zic, ca de obicei, vizionare plăcută, pupada, pada, pada, pa, scuze.